Milostive Sfinte Antoane, înzestrat de Dumnezeu cu o putere deosebită de a săvârși minuni și înflăcărat de dragoste față de aproapele, prin rugăciunea ta, tu ai vindecat chiar și pe aceea pentru care nu mai era nicio scăpare, încât oamenii te numesc Sfântul Făcător de Minuni. Te invocăm și noi pentru bolnavul pentru care dorim să ne rugăm acum. El și-a pus încrederea în tine, rugându-te să-i grăbești vindecarea. Vino din cer ca un înger al mângâierii, lângă patul de suferință al acestui bolnav. Alinei durerea și redăi sănătatea de plină, dacă aceasta este voința lui Dumnezeu. Dacă însă Dumnezeu a hotărât ca el să sufere mai departe, pentru a se asemăna cu Iisus Hristos, omul durerilor, sau chiar să părăsească această lume, atunci fii alături de el în ultimele sale clipe. Trezește în sufletul lui o căință sinceră pentru păcatele sale, pentru ca să primească cu vrednicie sfintele taine. mijlocește harul supunerii totale față de voința lui Dumnezeu, ca astfel să ajungă la fericirea cerească. Încrezător în mijlocirea ta la Dumnezeu, Așteptăm cu resemnare hotărârea lui, fiind convinși că rugăciunea noastră va fi ascultată prin tine. Amin.